Duță este la zoo. E o săptămână în care se iese cu copiii. Dar de ce l-am trimis la zoo? Că cine vrea să-l vadă pe Duță să vină la neață? A circulat pe net imagini cu un ursuleț foarte trist și vreau neapărat să verificăm ce, cum, unde și dacă ăștia mici chiar au ce să facă la grădina zoologică sau îi plimbăm doar ca printr-un parc. Marterian este acolo să ne dea informații sincere. Bună dimineața! Bună dimineața, dinozaurii mei! Astăzi vă salut de la Zoo Băneasa. Într-adevăr, sunt multe de văzut și cu siguranță astăzi aflăm programul. Vedem dacă de Paște se poate veni la zoo, pentru că nu toți părinții pleacă din București cu cei mici. Vreau să vă spun, domn Răzvan, domnul Dani, până acum am luptat cu o panteră, mi-a dat de majulit, câteva berberițe au vrut să sară pe mine, dar așa cum ați învățat voi, pitbull am fost, mă țin tare. Și apropo de asta, domnul Răzvan, domnul Dani, am o problemă de ceva ani de zile, mă tot chinui să îmblânzesc lei, dar nu reușesc, fug lei de mine, n-am nicio șansă. Aveți idee? Mă refer la leu greu. Leii mei sunt pe la voi, domnul Răzvan, leii mei sunt pe la tine, că eu nu-i găsesc, fug de mine, ăștia, n-am nicio șansă. Ați-i dăm în rate, să nu-i scrii pe acolo? Toți odată, da? Nu. Nu. Am înțeles. E bine și așa, în lipsă de ploaie e bună și furtuna. Acum o să vorbesc cu cineva de aici, de la Zoo Băneasa. Bună dimineața, bine v-am găsit. Vreau să-mi spuneți dacă zilele acestea grădina zoologică este deschisă și dacă se poate vizita, pentru că nu toți pleacă din București. Neața! Grădina zoologică este deschisă în această perioadă, vă așteptăm pe toți cu mic, cu mare la noi. Programul este 9-18, biletul pentru copii 6,5 lei, adulții 13 lei. Mi se pare onorabil. Eu am mai fost aici la prietenii mei pelicanii și să vorbim puțin despre ce se poate vedea aici la zoo. Ce animale avem? Avem foarte multe animale, sunt foarte drăguțe și interesante. Aici este zona pelicanilor, pelicanul crest și pelicanul comun. Ne mândrim cu faptul că avem cea mai mare colonie de pelicani din țară, din grădinile zoologice. Îi numim noi așa mai în glumă, mai în serios, rețeaua de social media, că de la ei poți să afli noutățile. Dacă stai și asculți, sigur îți spun ceva nou și interesant. Vecinii lor sunt grațioși și flamingo, o să-i vedem acum imediat. Ei se hrănesc în această perioadă pentru că este dimineață și ne luăm micul dejun, nu? Am auzit, deja sunt gălăgioși, ei acum conversează, au o discuție, nu? Au aflat că ați venit aici și cred... sunt foarte fericiți. Cred că îi deranjăm să mergem acum și spre flamingo. Ce ar trebui să mai știm acum despre animăluțele de aici? De exemplu, mulți au tendința de a hrăni animalele. Este interzis să hrănești animale pentru că se pot întâmpla accidente, nu? În primul rând este o mare greșeală și o mare nedreptate pe care ar putea să o facă vizitatorii, pentru că ele au o anumită hrană. Într-adevăr există tentația asta de a hrăni animalele pentru că ți se pare că le face o mare bucurie, sau... dar nu, chiar vă rugăm. Și am pus în toată grădina, avem niște plăcuțe în care rugăm vizitatorii să nu hrănească animalele. Ele sunt hrănite suficient, au tot ce le trebuie, condițiile sunt optime, așa că vă rugăm, veniți și bucurați-vă de ele, dar nu le dați de mâncare. Nu vă spuneați bine, nu sunt vopsite, nu cu spray ceva să fie vopsite, că arată senzațional, arată chiar foarte bine și sunt întreținute foarte bine. Asta e un lucru bun. Vă mulțumim că ați remarcat acest lucru. Nu sunt vopsite, nu au ieșit de la machiaj. Ele așa sunt datorită hranei pe care o primesc, sunt colorate așa și asta este culoarea lor naturală. Am înțeles, deci să nu hrănim animale pentru că facem o greșeală, riscăm și... Să nu depășim barierele de siguranță în care se află amplasate în fața fiecărei specii de animale. Și vă așteptăm la grădină nu numai pentru o simplă vizită, ci și pentru niște lecții în aer liber. Noi avem și niște programe cu studenții care vin și își dezvoltă cunoștințele aici în cadrul grădinii zoologice, cei de la medicină veterinară, sunt și copii în vacanță, puteți să veniți copii, luați-vă părinții, luați-vă bunicii, luați-vă prietenii, veniți la grădina zoologică Băneasa, o să petreceți timp de calitate. Vă mulțumim, sărămâinile, vă mulțumesc frumos, acum o să merg la leu, poate am vreo șansă, că v-am spus, tot fug de mine, poate am vreo șansă să îi îmblânzesc până la urmă. Domnul Răzvan, domnul Dani, dacă aveți vreo idee, să mă sunați pe fix. Cu leu nu ne înțelegem nici noi, după cum se vede. Te salutăm, Duță, te rog, află detalii despre fotografiile cu ursulețul care a circulat pe internet.
Nu știu dacă erau din grădina zoologică de la Băneasa, dar erau sigur dintr-o grădina zoologică și părea foarte trist. Păsările flamingo par foarte fericite. N-ai știu că sunt păsări flamingo la curățele. Eu le-am văzut doar pe Instagram, pe astea roz, drept să spun. Nu știu cum, undeva există pe planetă și lumea așa ce poze cu ele, dar tot timpul omul e în chiloți. Asta e clară treaba. Fetițele au poze multe cu flamingo roz. Curaçao, Curaçao. Ce? În Curaçao. Vorbește frumos la televizor. În Curaçao, insula, mă. Unde nu se bea nimic albastru, cum ai crede? Acolo sunt flamingo roz? Foarte multe. Le văd des la Viena. Sunt foarte multe păsări flamingo la Viena. Ce cauți tu la Viena?